you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. După cum vă ziceți aminte de live-ul de aseară la care mi-a picat netul, am zis că am o serie surpriză. Uitați-o aici, jucăm puțin EDC. Dacă vă place, o să filmez mai des. Dacă nu vă place, nu mai filmez. Sper să nu... Sper să nu se audă prea tare peste vocea mea. Nu știu dacă ați... Știți, jocul ăsta mie nu-mi place. Când eram mic, jucam în prostie. Scuzați rezoluția de anii 80, dar n-am ce să-i fac. Ok. Ia, încă un din ăsta. Trebuie să strâng 5 cuburi de astea de gheață. Ia, squonks. Ok, ce taste mai sunt? Deci click dreapta, abilitate așa. Și pe tabă îi schimb, ok. Bun. Uite o găină. Hai să prindem găina. Cum era? E, F. Așa. Hai că am prins. Am făcut rost de o găină. Ia zi, ce trebuie să facem pe aici? Am spart niște gunoaie, interesant. I cannot do that. O, că am dat cu capul de ceva. Interesant până acum. Bun, poate că mișcam repede și a trebuit să vă explic cam în mare parte cum sunt controlele, dar sincer să fiu, ne. Hai, dă pisica asta în coace că trebuie să o arunc la un câine. Stai mă cum vine camera asta handicapată. Dar bine că e casa asta în spatele meu. Ca sigur o să apară o grămadă de comentarii de unde l-am descărcat și astea, ok, hai. Fă, așa, ia de aici pisică. Hai, du-te după ea, bun. Hai că am scăpat de câinele ăla. Încă un de-asta, bun. Dăm cu acubul de gheață. Bun, hai să dăm tab să luăm acum pe cap de șosetă. This is beyond my capabilities. E? Ok. Q. Și trebuie să nimeresc astea. Aha. Ce mă, nu pot să nimeresc alea. Bă, dar nu sunt în stare să trag în alea. Ia-mă, poți să-i dau una lui ăsta. Ia de aici. Trebuie să-mi iau altă poție. Nu, 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 nu. Jos asta. Q. Una. Ce plânge ăla? Două. Eu să-i mai trântesc una. Nu pot să lovesc. Bă, dar mereu am stat și mă de Jimmy, ăsta e fetiță sau e băiat, că chiar nu pot să-mi dau seama. Aoleu, apare și Sarai acolo. Ia, pot să dilez pe aia, nu pot. Hai mă, odată, nu... El de iepuraș că nu pot să-l nimeresc. Hai mă, firai tu să fii. Bun. Ăla-i mă. Bun, hai că am scăpat de ăștia. Bă, dacă ta mai poarta, ok. Dă-mi cu ăsta. Ia mă, pot să sparg ăsta? Nu pot să... Ia stai un pic. Hai, dă-l încoa pe ăsta.
Ok, m-am făcut cu niște bani. Avem un cent bun. Nici nu prea am vorbit acuși. Cam rep... Ok, erau veverițele alea două care ne temegiesc. Mi se pare că acum trebuie să arunc Skong și în bucătăria ăstora. Ia să încerc. Hai, veniți după mine. Cred că asta e singurul joc cu EDC, Eddie. Sau mi se pare că mai fi unul, nici nu știu. Tot pe F? Ok, unul. Bă, dar oare pe grafică să dea naiba. Ok, F. Și nou F. Poc. Încă unul. Hai că am spart gunoiul ăla. Hai mă, unde mai un sconx? Treci. Poc. F. Cred că asta le-a fost. Și... hai da cu sconxul. Hop! I make a good squirrel tosser, huh, Eddie? Yeah! Nice job, Mono Bro! Let's head in! Bun, hai da-mi bucătării aici. Acum trebuie să folosim nou forța lui Ed. Okay, Lumpy, let's try battery on the door. Ok, am făcut și gheața. Ia mă, n-avem ceva aia. Ascuns pe aici. Mă, dar și tot bucătărie, n-am cuvinte. Ok, și acum trebuie să spargem ușa, cred. Da, asta trebuia să facem. Mă, câte cutii, adă bani încoa. Și acum... ieșim pe ușă? Da. Uite, altă veveriță, în aia firar, ia de veveriță. Încă una. E acesta, bulegar. Cool it, Stretch. We're just gonna borrow your machine for a bit. Surely you've just hands like a baby, Ed boy. Only after you have toiled in field like the son of a shepherd can you use such a machine. Be gone! Jeez! What's with that guy? Ok, ea putem folosi tractorul, scurios. Nu cred. Bun. Aha, trebuie să eliberăm porcii. Așa. Sure thing, Rolf. We get to use the machine when we're done. Bun, acum să-i băgăm porcii înapoi. Mai mult pad l-am folosit la misiunea asta. Hai că cred că o să o filmez și pe următoarea sau... nu, fac doar asta de început și apoi o să vă arăt orașul cum e, că putem umbla prin orașul lor. Una bucată porc. Următorul porc. Wilfred, treci încoa. Bă, dar oare pe forță, nu glumă. Și treci acolo. Nu l-am putut arunca. Ok, doi porci, ești cu al treilea. Wilfred! Am văzut că mai rușește niște cutii alea cu bani, dar nu le-am luat. Hai, ești cu al treilea porc ușor. De ce fix pe cur trebuie să-i pună mâna la porc? Ăsta e zoofil. Ok, ăla pleacă de acolo, hai să spar cutiile alea. Folosește scapul, la propriu. 9 cenți, direct spar mă fălci. Știu că o să-mi trebuiască dublu de aici. Ok, și acum, F. Am zis F. This should work. Ia să vedem. Enter. Ok, hai că am făcut prima misiune. Nu ne-am mai arătat o animație când mâncau aia înghețată. Hai să vă arăt un pic orașul ăsta cum e. Întâi chestia asta. Chiar n-am folosit asta, stai mă. Parcă era și o din asta într-un episod, nu mai știu. Se pare cunoscută. Hai să vedem ce mai pe aici.
În caz că ați văzut desenul, ar trebui să recunoașteți locurile astea. Putem sparge banca? Bun. Atât bă, poanceți aici. Asta mi se pare că e casa lui Ed. Sau... Stați, mă. Da, asta e casa lui Ed și Asare și undeva pe aici prin spate ajungeam la el. Era beciul ăla unde stătea. Hai, mergi de aici. Sau... Sau stai al lui WD și asta e al... Da, bă, asta e al lui Ed. Asta de aici e al lui Ed. Cealaltă e al lui WD și al lui... Nu, 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 e al lui Jimmy, aia roz. Asta e al lui Ed. Asta e al lui WD și asta e al lui Eddie, așa că nu mai știam care e care. Da, bă, asta e casa lui Eddie. Uitați-le aici pe Johnny, o să avem misiuni la toți ăștia. Următoarea misiune e în canal, dar nu ne băgăm acum. Uite și o pasăre, aș putea să o omor, dar n-am chef. Și casa asta, nu știu, acum era asta galbenă, cred că e al lui Rolf. Asta e al lui Nez și parcă asta... Nu, asta e al lui Rolf. Înseamnă că ai o fel lui Kevin. Abar n-am, sau lui... Nici nu știu, nici nu mai țin minte care e ordinea caselor de aici. Azi, de ce mai avem pe aici? Altă casă, rău, și cam pe aici se termină. Sau asta era lui Rolf, chiar nu mai știu. Că toți am de rol, uite la aici. Să scrieți comentarii câți dintre voi v-ați uitat la EDCD când erați mici. Ia mă, ce mai pe aici, în cutie. Asta e un mic aspect. Da, prima misiune a fost cam acolo, unde mi-a arătat săgeata. Nu înțeleg de ce m-a băgat direct acolo cum i-am dat New Game. Dar mă rog. Poate dacă dădeam cont... În continuare asta e film aici. Dar nu-mi dau seama. Nu pot face nimic cu ea. Văd că nu. Sau trebuie să mai aștept să mai fac misiuni, cine știe. Dacă vă țineți aminte de asta cu lumea roboților, era un episod cu ăștia. Ia mă, partea asta, putea să mă duc? Nu cred. Nu știu dacă se pare cunoscut ăsta. No Dogs, asta nu-mi amintesc. Vă mai arăt pe aici. Poate mai recunoașteți între voi locurile astea din desen. Aici e părculețul ăla și... Ok. My, my, intriguing. This should work. Și acum cumpăr bomboane sau cineva fac? My, my, intriguing. My, my, intriguing. Ok, nu știu neba. Astea nu se mișcă, văd. Stai mă, nu era un topogan mare pe aici? Doar stai? Dar parcă mai era un topogan uriaș pe aici. Ia asta s-o învârte? Nu par să se învârte, să se învârte. Leagă-ne și cam atât. Ia-mi dacă mă pun pe ăsta să o lăsa. Nu se lasă. Hai, dă-i cu regla în continuare. Hai cu nebunul ăsta de Ed. Aici e pădurea dacă mai țineți minte. Bine, dacă nu v-ați uitat desen, nu cred că o să vă uciți aminte. A, aici o scurtătură. Bun, aia că am găsit o scurtătură totuși, mi-am amintit de aceasta. Hai, da, Eddie. Dar nu pot să mă uit pe aici prin curs, nu se vede nimic. Deci o curte. Care era casa lui Ed? În partea asta sau în partea cealaltă era? Vreau să văd dacă e geamul ăla care duce în camera lui Ed. Nu se vede. Bun. Aici este parcul de rulote, erau surile alea Kenker, dacă vă amintiți. Îmi place că într-un loc așa atât de mic au putut să bagi toate astea așa frumos. Vedem ce mai e pe aici, prin pădure. Alți conch și bătați, și ar fi cu ația conch și chiar nu știu. Cu de asta de filme, ar filmul să fie. Bun, aici e casa aia bântuită. Dacă mai țineți minte. De făceau aia întâi niște tacouri. În partea asta altă e șantierul. De pe toți ăștia treci. Why must you torment me? Why must you torment me? Why must you torment me? O, câți bani, doar doi, frumos. Aici ne duce la șantier. Și parcă mai era ceva pe aici. Sau asta a fost tot în pădure? Parcă mai era ceva pe partea asta. Sau...
Nu, cred că asta a fost tot. Deci șantierul, locul ăla. Cred că v-am arătat tot pe aici. Și pe măsură ce face misiunea, să mi-apară să fac altele în diferite locuri de aici. Hai că am luat cutie de vopsea, direct cauciucul, ia. Încă o cutie de vopsea, ia-l și pe ăsta cu scândura lui. Da, cred că v-am arătat cam toată mapa asta. Și acolo de mers, gata, o să fie nivelul următor, misiunea următoare. V-am zis pe un live că mi-am luat așa un joc și îl jucam când eram mic, mă rog, live-ul ăla l-am șters că mi-a picat netul și a fost și a ținut foarte puțin. Dacă vreți să mai vă arăt misiunea la joculetele ăsta, lăsați un comentariu, nu vă zic lăsați like-ul, nu știu ce nostin ăla. Da. Cam dăm fule a făcut videoclipul ăsta, m-a băgat direct în misiune cum i-am dat New Game, dar nu-i niciun bai. Eu vă las aici, dacă mai vreți, lăsați-mi un comentariu. Eu v-am lăsat, ciao, les.